Mergem pe stadion, stadion național, unde se va face prezentarea candidaților pentru parlamentari pe toată țara și sperăm să fie mai frumos ca la cum a fost meciul din seara asta, că meciul ne-a făcut dat de... Membrii de partid au plecat cu noaptea în cap de la Timișoara ca să ajungă la meeting și au pus mâncarea și proviziile în bagaje și s-au urcat în 4 autocare pentru a pleca spre capitală. Organizatorii au impus reguli stricte, așa că pe stadion nu se va intra cu țigări sau semințe. Pancarte. V-ați pregătit în drumă? Da, foarte bine. Înarmați cu pancarde și voie bună, oamenii s-au bucurat de călătoria gratuită până la București. Noi asigurăm toate cheltuielile, de la transport, la mâncare și apă. Au fost donații, transportul este făcut pe cale de donație, pentru că sunt foarte mulți oameni interesați de această lansare și membrii noștri nu au trebuit să plătească niciun fel de preț pentru această deplasare. Lansarea celor 452 de candidați va fi, evident, una cu fast. Scena va fi organizată în zona aferentă terenului, ca și la concerte. Manifestația USL nu va beneficia de show-uri, ca în anii trecuți. Organizatorii anunță un registru solemn serios. În total sunt așteptați 75.000 de oameni. De aici, din Timiș, de la PNL, plecăm 250 cu autocarele, iar 50 cu mașinile personale. Sperați că se vor aduna atâția sau chiar mai mulți? Atâția, pentru că e ceva organizat și nu cred că vor fi mai mulți. Va fi cel mai mare eveniment de după Revoluție? Poate, probabil că da. Liderii centrali vor ca la evenimentul de lansare a candidaților USL la alegerile parlamentare să participe 54.000 de oameni așezați în tribunele și peluzele Arenei Naționale, acoperind astfel capacitatea stadionului. La aceștia se adaugă alte 20.000 de persoane care vor ocupa spațiul destinat gazonului.